conferință de presă susținută de președintele Băncii Centrale Europene la Frankfurt a fost întreruptă în urma unui incident neașteptat. O protestatară a urcat pe masa la care stătea oficialul, l-a înjurat și a aruncat cu confeti spre el, în timp ce striga lozinci împotriva Băncii Centrale Europene. Agenții de securitate au intervenit imediat și l-au scos pe Mario Draghi din sală, timp în care forțele de ordine au imobilizat-o și au evacuat-o pe protestatara violentă. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit. Câteva minute mai târziu, Draghi a revenit și a continuat conferința.